Fanii au răbufnit după anunțul făcut de Daniel Pavel, ca mulți concurenți au rămas. Marea unificare la Survivor 2023. Survivor este despre a-ți depăși limitele, este despre a crede în tine și a învăța să nu renunți, nici măcar atunci când dorul, foamea sau lipsa confortului îți dau târcoale și te cuprind într-un dans al neîncrederii. Survivor este show-ul în care oamenii realizează că pot, că sunt mai mult decât sperau și că pot arăta unei țări întregi puterea lor interioară. Miercuri seară, concurenții de la Survivor România au trăit unele dintre cele mai intense emoții într-o ediție de neuitat, la fel și fanii emisiunii. Miercuri, ediția a început cu un joc de comunicare câștigat de faimoși. După o perioadă atât de lungă fără niciun semn de acasă, aceștia au simțit trăiri greu de exprimat, dar transmise prin lacrimi, zâmbete sincere și amintiri pe care le vor păstra pe mai departe cu ei și pe care le vor folosi ca un combustibil în nopțile încărcate de tristețe. Ceea ce a urmat a fost revenirea în sala de consiliu în ceea ce a fost, fără doar și poate, momentul cel mai plin de vești de la început și până acum. Primul pas a fost ca Daniel Pavel să anunțe cine va pleca acasă. De această dată, publicul a decis că e vremea ca Luciana Vagneti să revină în țară. Sunt foarte bucuroasă pentru că am trăit momentul până aici. Am văzut că Survivor nu este numai despre joc, ci și strategie și cum să te porți cu niște persoane. Mi-am dat seama că nu sunt atât de tare cum trebuie să fie o persoană pentru Survivor. Am ajuns aici singură, dar plec cu niște persoane care au intrat în sufletul meu, a declarat aceasta înainte ca flacăra ei în competiție să fie stinsă. După o despărțire încărcată de emoție, au urmat câteva minute pline de veselie atunci când au primit cea mai frumoasă veste: săptămâna viitoare este săptămâna unificării, le-a spus domnul Dan. Ce îi așteaptă? Cum se vor schimba lucrurile? La ce va conta votul din această seară? Aflăm în următoarele ediții. Tot atunci, însă, vom vedea și cum îi vor ajuta Zani Dache, Alex Delea, Elena Chiriac și Oana Ciocan, cei patru foști concurenți care au revenit în emisiune. Ei vă asistă la acest moment bornă al evoluției voastre, o fac mentorându-vă, dar mai ales luptând și arătând din ce e făcut un supraviețuitor, le-a spus Daniel Pavel tuturor celor care au ajuns până în acest punct. Începând de luni, vom putea urmări implicarea lor, pas cu pas. Survivor România revine luni, marți și miercuri, de la 20:30, la ProTV și, în avans, pe Voio. Până atunci, fanii emisiunii s-au dat cu părerea pe pagina oficială de Facebook a emisiunii cu privirile la schimbările care au apărut în consurs. Cam mulți concurenți au rămas pentru unificare. Cel puțin 2-3 nu meritau să ajungă până aici. Succes, Camara! Luptă pentru Leon, băiatul tău frumos! Și domnul Dan susține aproape fără perdea echipa roșie: eu voi înceta să mai urmăresc Survivor. Nu mi se pare corect să introduci concurenții care au mai participat. Chiar nu mai găseau alte vedete să participe la acest show. Este primul sezon în care niciun concurent nu este toxic. Chiar nu consider că are vreun rost venirea lui Zani și a Elenei aici, acum. Ce mă bucur că Delea și Oana sunt la Războinicii, o echipă super. Poate îl mai invata Zani câte ceva pe Camara, ca e praf omul, e cel mai slab. Elena, chiar dacă a avut mult hater, o să aibă multe sfaturi folositoare de oferit faimoaselor. În partea cealaltă, a războinicilor, Delea și cu Oana or să fie de mare ajutor, au fost niște concurenți foarte buni. Au comentat fanii emisiunii pe Facebook. Momente dramatice în Casa Iubirii. Radu, decizie neașteptată în privința Cristinei. Nu știu ce se întâmplă cu mine. Vineri în Casa Iubirii Radu va lua o decizie surprinzătoare în privința Cristinei. Cei doi concurenți se vor întâlni în camera roșie. M-am gândit foarte bine la ceea ce vreau. Cristina va izbucni în lacrimi. Iată ce se va întâmpla cu relația lor. Concurenții celui de-al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii au parte aproape în fiecare ediție de noi provocări, momente romantice, însă și situații dificile și chiar tensiuni scate din diverse motive, fie din gelozie extremă, fie din prea mult orgoliu. Este și cazul Cristinei și a lui Radu, care de câteva zile se confruntă cu un mare impas în relația lor. Cei doi concurenți au recunoscut recent faptul că după dateul avut în urmă. Cu câteva zile lucrurile s-au răcit considerabil între ei și s-au distanțat foarte mult. În ediția de joi, Cristina și Radu au încercat un schimb de replici, sub medierea celorlalți colegi, prin intermediul conexiunii, însă nu au reușit să ajungă la niciun rezultat pozitiv, iar prăpastia dintre ei a continuat să se adâncească.
În ediția de vineri, 24 martie, Cristina și Radu se vor întâlni în Camera Roșie pentru prima dată după escapada lor romantică, în afara emisiunii, care de altfel le-a și adus mari neînțelegeri în relație și chiar la un pas de despărțire. Întrebat de Andreea Mantea ce anume îi se întâmplă de câteva zile încoace, Radu va răspunde cu ochii în lacrimi că nici el nu știe ce îi se întâmplă. Concurentul a mărturisit că s-a închis foarte mult în sine și se simte foarte trist. Mai mult decât atât, Radu a dezvăluit în fața tuturor că s-a tot gândit la ceea ce îl frământă și a ajuns la concluzia că le-ar prinde bine o pauză. M-am gândit foarte bine la ceea ce vreau. Sincer să vă spun, cred că duce către o pauză, spune Radu. Pe de altă parte, Cristina și Radu se vor întâlni în Camera Roșie, unde vor încerca să discute despre problemele lor. Întrebat de partenera lui ce are de gând să facă mai departe, Radu îi va spune că își dorește o pauză în relația lor. Vestea va fi că un trăsnet asupra Cristinei, care va părăsi Camera Roșie în lacrimi. Începe săptămâna de unificare la Survivor România. Stai aici să afli toate detaliile din jungla dominicană. La faimoși sunt Zani și Elena Chiriac. Iar la războinici sunt Alex Delea și Oana Ciocan. Pe data de 20 martie, cei patru foști concurenți au plecat spre Republica Dominicană, unde este și Survivor România. Cei patru vor fi alături de concurenți pe o perioadă cu aproximație de până în 15 zile, însă se poate extinde durata lor, nimic nu este bătut în cuie. Vor și intra pe trasele din Dominicană pentru a concura la faimoși Zani și Elena Chiriac. La războinici, Alex Delea și Oana Ciocan. Începe unificarea la Survivor România. Daniel Pavel a făcut anunțul după doar 2 luni de competiție. Practic, triburile vor locui de acum pe aceeași insulă. Faimoșii și războinicii vor sta la aceeași masă de azi și chiar vor da o petrecere împreună. Meciurile vor continua, unificarea aducând, de fapt, prezența taberelor pe aceeași insulă. S-a ajuns la decizia de unificare deoarece faimoșii sunt din ce în ce mai puțini. Venim cu informații din Consiliul de Eliminare, dar și cine a câștigat, ce se întâmplă, cine primește totemul. Cine este eliminat și toate informațiile, află în videoclipuri de pe acest canal postate astăzi. Lasă un like și abonează-te dacă mai vrei informații. Mulțumesc! Mai sunt doar 8 vedete împotriva a 7 războinici, cei din echipa. Începe săptămâna de unificare la Survivor România. Veți reveni la obiceiurile normale din civilizație. După doar 2 luni de competiție, urmează marea unificare a celor 2 triburi de la Survivor România. Anunțul a fost făcut chiar de către prezentatorul show-ului, Daniel. Noi, aici în junglă, vom avea grijă ca totul să revină la normal. Veți fi aranjați, fetele machiate. Asta urmează în prima zi a unificării. Mai lipsește ceva, nu? Veți mânca stând la aceeași masă. Aș mai avea ceva de spus. Ziua unificării începe cu toată pregătirea asta și se încheie epic. Se încheie cu o petrecere în cinstea unificării. Este anunțul făcut de prezentatorul Daniel Pavel la Pro TV. Unii dintre concurenți au fost extrem de emoționați când au auzit că triburile se vor unifica. Printre cei care au vărsat câteva lacrimi. Venim cu informații din Consiliul de Eliminare, dar și cine a câștigat, ce se întâmplă, cine primește totemul. Cine este eliminat și toate informațiile, află în videoclipuri de pe acest canal postate astăzi. Lasă un like și abonează-te dacă mai vrei informații. Mulțumesc! Urmează jocul de quiz game. În jocul de astăzi la quiz game, concurenții vor vedea mesaje cum sunt ei percepuți de cei de acasă. Pe un ecran mare se află 16 despre concurenți. Dan Pavel va da citire mesajelor pe rând unul câte unul, dar aceste mesaje sunt transformate cucva în amuzament. Iar concurenții vor trebui să ghicească despre cine este vorba. Concurenții au foi și vor trebui să scrie pe foaie despre cine cred ei că este vorba. Iar Daniel Pavel spune comentariul sau nu. Tribul care ghicește cele mai multe comentarii va câștiga o recompensă. Recompensa de astăzi este o găină adevărată. Va fi animalul unui trib de companie. 30 de secunde domnul Da va citi doar un concurent va scrie din fiecare trib. Venim cu informații din Consiliul de Eliminare, dar și cine a câștigat astăzi, ce se întâmplă, cine primește totemul de astăzi. Cine este eliminat și toate informațiile, află în videoclipuri de pe acest canal postate astăzi. Lasă un like și abonează-te dacă mai vrei informații. Mulțumesc! Se focusează strict pe câștigarea imunității personale, iar pentru a aduce puncte echipei, nu se agită prea mult. Curios!
Acum, după ce echipele se consultă, vor scrie răspunsul pe foaie și vor întoarce foaia. Faimoșii spun Crișan. Războinicii spun Remus. Răspunsul final este că nimeni nu a ghicit. Răspunsul corect era despre concurentul cu numele Moromete. Următoare întrebare. Mai are de lucrat pe traseu. Mereu dă sfaturi, dar nu prea reușește să aducă puncte. În schimb, îmi place că îi pune la punct pe toți pe insulă. Echipele se consultă, vor scrie răspunsul pe foaie și vor întoarce foaia. Faimoșii spun Camara. Războinicii spun Crișan. Răspunsul final este Camara.